Bine v-am găsit la ultimul episod din sezonul 4 din Familia Iancu. În episodul de astăzi, eu împreună cu domn polițist încercăm să-i găsim pe Magdalena și pe Dr. Barbă. Într-un final reușim, iar la final se întâmplă evenimentul mult așteptat de 9 luni de zile. Magdalena naște. Rămâneți până la final ca să vedeți cum s-a întâmplat totul. Stați puțin, băieți și fete, stați puțin pentru că am un anunț foarte, foarte mare de făcut. Tocmai ce am lansat shop-ul familiaiancu.ro și după cum puteți vedea, fraților, aici aveți foarte multe produse cu Familia Iancu și pe lângă chestiile pe care le vedeți în momentul de față pe ecran. Deci avem hanorace, avem bluze, avem tricouri, după cum puteți vedea, aveți șepci, aveți căni, aveți huse de telefon foarte, foarte drăguțe, pe tot felul de culori, după cum puteți vedea, pe toate mărimile. Pe lângă chestia asta, băi și fete, dacă intrați în descriere, o să vedeți că sunt și niște tricouri speciale cu boys sau girls team pentru băieți și pentru fete, iar niște tricouri foarte, foarte drăguțe. Intrați chiar acum în descriere, deoarece sunt în ediție limitată, și scrieți la comentarii dacă v-ați cumpărat sau nu și ce propunere ați avea voi pe viitor pentru shop-ul acesta. Și totodată, băieți și fete, în cazul în care o să întrebați: Marius, de ce n-ai făcut și cu viața la școală sau de ce n-ai adăugat mai multe tricouri? Chestia asta o să vină pe viitor, băieți și fete, și mă gândeam chiar când o să înceapă din nou școala, atunci să fac un mărș cu viața la școală. Scrieți voi la comentarii ce părere aveți, însă până atunci aveți linkul acesta în descriere. Vai de mine, băieți și fete, domn polițist, stați puțin, lăsați-mă să văd dacă am înțeles bine. Deci în momentul de față l-am omorât pe Cezar, deci am reușit să scăpăm de Cezar, însă Magdalena este într-un loc și noi nu știm care-i locul ăla. Deci e data dispărută, poate să fie la 10 km departare sau la sute de kilometri departare. Ea este însărcinată și poate să nască în orice moment, pentru că au trecut 9 luni de când am aflat că este însărcinată. Și pe lângă chestia asta, Dr. Barbă este și el răpit și nici el nu poate să ne ajute. Mamă, păi domn polițist, și Doamne iartă-mă, ne facem? Deci n-avem nicio șansă, pe lângă că trebuie să o găsim pe Magdalena cât mai rapid, fraților. Deci noi am reușit să scăpăm de răpitorul lui Magdalena, dar noi nu știm unde a dus-o ăsta pe Magdalena și are nevoie să meargă la spital pentru că poate să nască în orice moment. Și Dr. Barbă nu poate să ne ajute. Dr. Barbă era singurul care ar fi putut să ne ajute în cazul ăsta. Mamă, domn polițist, ce Doamne iartă mă facem? Așa este, ce facem? Vă rog, spuneți-mi că aveți un plan, trebuie să facem ceva. Nu putem să lăsăm situația așa. Am trimis acest caz mai departe la FBI. Ei ar trebui să ne ajute, nu știu, măcar să-l găsim pe Dr. Barbă, măcar ceva. Deci Dr. Barbă a fost răpit de nenorocitul ăla de hacker, fraților. Aștept să-mi trimită doi agenți să putem accesa toate camerele din țară. Mamă, ok, mamă, deci sper să se întâmple cât mai rapid chestia asta, domn polițist, că noi chiar nu putem să facem nimica. Deci ne bazăm pe agenții ăștia de la FBI. Chiar nu putem să facem nimica. Marius, da, domn polițist, Doamne, iartă-mă. Ei o să vină de-abia de dimineață. Ok, o să încerc să mă duc să mă culc, dar sincer să fiu, nu știu dacă o să reușesc să fac chestia asta. Și să știi că acum am nevoie de tine să fii focusat. Domn polițist, chiar dacă mă aflu în cea mai proastă situație din viața mea, în care soția mea este răpită, omul în care îmi puneam bazele că mă poate ajuta este și el răpit, adică... Eu chiar încerc, deci chiar dacă mă aflu în această situație, eu chiar încerc să fiu focusat și să fie totul bine. Încă ai un număr aici în fața ta, o să rezolvăm, ok, ok, domn polițist. Te rog să le zici copiilor, da, nu o să-i mint pe copii, o să le spun absolut tot ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să știe și știi ce vreau de la tine, ce vezi, domn polițist. Doamne, iartă-mă, băi și fete, cum suntem în situația asta? Să nu-i lași acasă, să nu fie prins de cineva cine știe. Nu, păi domn polițist, noi acum... O să ne băgăm la culcare că e noaptea și mâine de dimineață o să vin la dumneavoastră la secție, însă înainte o să mă duc să-i duc la școală. Ca să fie bine, să fie cu mai mulți copii, să fie în comunitate. Bun. Am înțeles. Păi, ok. O seară frumoasă, domn polițist, și vă rog eu să mă anunțați când vine de la FBI. O să ne vedem de dimineață. La revedere. Doamne, iartă-mă. Mamă, uitați-vă că Răzvan și Izabela s-au trezit. Mamă, băi, și vede că o să fie foarte triști când o să le spun asta. Iată ce o să le spun. Izabela, Răzvan, ce faceți, dragilor? Văd că v-ați trezit. Aș vrea să vă spun un lucru. Deci, știți că, cum se spune, că am scăpat de Cezar, că am reușit să scăpăm de Cezar și totul este bine. Domn polițist a venit la mine și mi-a spus că Magdalena, mama voastră, a fost văzută cu Cezar, că s-a dus la un spital acum câteva zile și că în orice moment ea poate să nască. În orice moment poate să aibă loc nașterea.
Exact, trebuie să o găsim. Problema e că noi nu știm... Nu. Răzvane, stai puțin. Noi nu știm unde este. Nu avem nicio idee. Poate să fie la 100 de metri depărtare, la 10 kilometri, la 100 de kilometri depărtare, noi nu știm unde este. Și o veste iarăși proastă este că probabil voi, când vă spun chestia asta, v-ați gândit să mergem și să-i spunem... lui Dr. Barbă, nu? Să ne ajute Dr. Barbă să folosească cunoștințele lui ca să o găsim pe Magdalena. Ei bine, și Dr. Barbă a fost răpit. Dr. Barbă a fost răpit de către asociatul lui Cezar. Deci în momentul de față și Magdalena, mama voastră, care în orice moment poate să nască și nu știm unde e, poate să fie în mijlocul pădurii, pabar n-ave, poate să fie undeva ascunsă într-un subsol, poate să nască. Și Dr. Barbă este răpit și el. Te rog, tata, să nu mergem la școală. Nu. Izabela, scumpă, stai niștită că nu o să vă răpească nimeni. Am vorbit deja cu domn polițist. Singura variantă pe care o mai avem în momentul de față, și domnul polițist a zis că e singurul plan de care trebuie să ne ținem, este să anunțăm, și deja el a anunțat, cazul acesta la FBI. Și a spus că mâine, de dimineață, o să vină doi agenți de la FBI și o să preia, cazul. A fost răpit Dr. Barbă, nu putem să fim și noi. Ba da, nu o să fiți. E cel mai tare doctor, nu poate fi prins de niciun hacker Dr. Barbă. Da, acum nu știm cum e situația, poate Dr. Barbă a reușit să evadeze, habar n-avem unde e. Sperăm să o salvăm cât mai rapid, însă mâine, de dimineață, ne vom trezi. Eu o să vă duc la școală, o să fie totul bine. Și după o să mă duc la secția de poliție, unde o să colaborăm cu agenții de la FBI și o să încercăm să-l găsim atât pe Dr. Barbă, cât și pe mama voastră. Acum, copii, vă rog eu frumos să vă băgați la somn, da? Deci vă rog eu să vă odihniți. Sper că puteți să vă odihniți. Și eu o să mă duc sus și la fel o să încerc să mă odihnesc, da? Vă rog, dragilor, să știți că vă iubesc foarte mult, să nu mai plângeți, mamă, băi și fete. Magdalena poate să nască în orice moment. Trebuie neapărat să o găsim. Mamă, băi și fete. Mamă, cât e ceasul? Doamne, iartă-mi, ora 7 dimineața. Mamă, fraților, am avut un coșmar, am visat că Magdalena voia să nască, însă era undeva într-o pădure și nu putea să nască. Doamne, iartă-mă, băi și fete, ce coșmar am avut, în fine. Haideți că este ora 7 dimineața, trebuie să mă duc să trezesc copiii, să-i duc la școală, iar după să mă duc la secția de poliție și sper că au venit agenții de la FBI și că totul, este bine. Copii, vă rog să vă treziți, vă rog. Izabela, Răzvan, trezirea, este ora 7 dimineața și trebuie să mergem la școală. Haideți că mai aveți doar o săptămână de școală, totul o să fie bine. Chiar trebuie, da, Izabela, chiar trebuie să mergeți la școală, haide, vino. Și tu, Răzvan, haideți, vă rog eu. Mergem la școală doar dacă ne promiți că o aduci pe mama înapoi. Vă promit și 100%, chiar după ce o să mergem la școală, o să mă duc la secția de poliție și o să facem tot posibilul să o aducem pe Magdalena înapoi. Când ne întoarcem de la școală, vrem să fie mama acasă. O să fac tot posibilul. Haideți, copii. Mamă, băi, și fetei, cred că sunt foarte, foarte puține șanse ca Magdalena să fie acasă când vin și ei, dar o să o găsim 100%. O să o găsim 100%. Ok. Dragilor, haideți să mergem la școală, da? Vă rog să vă duceți acum și să vă focusați pe cum îi spune, pe școală. Avem nevoie de mama noastră. 100%, dar trebuie să fiți puternici și să vă gândiți că mai câtva timp și mama voastră o să revină acasă. Doar mai trebuie să așteptați puțin. Doar atât. Tata, cu tine acasă nu avem ce să mâncăm. Cum adică? V-am gătit ieri două feluri de mâncare. Cum adică nu aveți ce să mâncați? V-am gătit ieri două feluri de mâncare. Și v-am comandat și de mâncare zilele trecute. Păi da, ieri. Păi și ce? Ce? Dar m-am săturat de pizza și fast food. Păi nu, că de acum ați văzut că m-am apucat să vă gătesc. Ce, nu vă place cum gătesc? Ziceți că sunt un bucătar prost? Sau la ce vă referiți?
Nu prea sincer. Na, înțeleg, adică nu. Nu, nu, să aveți grijă de voi, dragilor. Și să știți că când o să veniți voi acasă, mama voastră sperăm să fie și ea acolo. Mamă, băi, și vedeți, sper să o găsim pe Magdalena. Deci dacă nu o găsim pe Magdalena, o să fie foarte nașpa, dar eu sunt sigur că o să reușim. Trebuie să reușim, băi, și fete, să o găsim și o să fie totul bine. Haideți să mergem acum la secție, să vedem care-i treaba acolo, da? Haideți să mergem, sper că au venit cei doi agenți de la FBI și că o să putem să aflăm unde e Dr. Barber și unde e Magdalena. Totuși, băi și fete, sper că dacă au venit cei de la FBI, să pot și eu să vorbesc cu ei. Na, că eu nu sunt polițist, n-am nicio calificare. Hopa, hopa! Ia vedeți că au venit acolo. Mamă, și-au pus aparatura acolo. Mamă, ce se întâmplă? Ia! Ce discută ăștia aici? O să-l găsim pe doctorul ăla criminal. E prioritatea noastră numărul 1. Bă, ce fac ăștia, băi? Vor să-l găsesc pe doctor Barbă? Bă, fraților, noi trebuie să-l salvăm. Noi așa de criminal nu trebuie să vă faceți griji, mă ocup eu. Mamă, băi, și fete, mamă, ăștia vor să-l prindă pe doctor Barbă. Exact cum o să-l găsim, îl vom aresta pentru posesia unui mutant ilegal și posesia de materiale de pe Dark Web. Arată-i pozele făcute de la el din laborator. Mamă, nu există dovezi pentru așa ceva. Nu spune că doctor Barbă și-a făcut poze cu mutantul, băi și fete. Am chiar 4 dovezi. Mamă, are poze. Mamă, făcute chiar de-l, mamă, cât de prost e doctor Barbă. Mamă, băi și fete, mamă, ce ne facem, man? Mamă, ce ne facem, băi și fete? Mamă, păi, dar ăștia de la FBI se concentrează pe subiectul greșit, bro, trebuie să-i salvăm, nu să-i arestăm. Pozele acestea sunt 100% trucate. Corect? Așa? Nu credem, o să verificăm noi, dar până atunci este prioritatea noastră. Bă, băi și fete, sunt 100% trucate pozele. N-are cum, sunt gen 100% trucate. Voi fraților, probabil hackerul care l-a răpit, da, exact, 100%. Eu zic că domnul polițist zice bine, hackerul care l-a răpit a înșenat totul, 100%. Bă, tu te vezi mai inteligent ca noi? Mamă, se enervează ăștia, băi și fete, pe domnul polițist. Domnul polițist trebuie să se țină tare. Ai grijă cum vorbești, credeți-mă, îl cunosc pe Barbă. Nu-mi zici tu mie ce să fac. Băi, sper că nu-mi pasă. Când e vorba de legalizare, să mă ocup eu de loc. Ia, hai că mă bag eu în discuții. Bună ziua, domn polițist! Văd că au venit oamenii de la FBI. Vă salut! Salut! Haide să-l găsim, Marius! Salut, domnul de la FBI! Domn polițist, da, eu sunt cetățeanul care a raportat disparițiile celor doi oameni pentru care ați venit aici, da? Dr. Barbă și soția mea, Magdalena. Marius, asistentul complice al lui Dr. Barbă, bună dimineața. Nu știu despre ce vorbiți. Eu știu că dumneavoastră ați venit aici ca să-l salvăm pe Dr. Barbă pentru că a fost răpit de un hacker. O să avem nevoie de tine să-l demascăm pe acest Dr. Barbă când o să-l găsim. Astfel o să intri cu el la pușcărie. Domnul agent de la FBI, deci vă rog eu, altfel, nu astfel. Ok, scuzați-mă. Dr. Barbă este cel mai bun om din lume, cel mai bun doctor, cel mai blând. Nu are cum în niciun caz să facă el vreo ilegalitate. N-am auzit niciodată. Am verificat deja asta. Nu știu ce ați verificat dumneavoastră, dar eu știu că Dr. Barbă n-aruncă gunoiul pe jos. Să vă zic că și domnul polițist odată eram pe un drum și a căutat 3 km în coș de gunoi. Pozele zic contrariu. Ce poze? Nu arată gunoiul pe jos. Ce poze? Nu arată gunoiul pe jos, aruncă cadavrele. Domnul agent. Așa. Da. Este o poză care foarte mulți dintre voi, băi și fetea, spune că, băi, e doctor Barbă cu mutant. Da, însă, stai să ne uităm și la următoarea. Chiar eu i-am făcut aceste poze. No, Doamne, iartă-mă. Da. Ce ai zis? Deci, cum îi spune? Deci, dumneavoastră sunteți de la FBI. Deci, uite, vă rog să tășinate 100%. Domn polițist, uitați aici să le dați la agenți. Deci, dumneavoastră sunteți de la FBI și știți, bă, tu încearcă să tași mai mult. Și știți care-i treaba? El a fost răpit de un hacker. Hackerul știe pe calculator. 100% să tășinate pozele. N-are cum. Doctor Barbă n-ar face rău nimănui, nici măcar unei furnici. Deci vă spun, jură-te că hackerul știe pe calculator. Păi exact,
asta zic, știi ce să facă. Deci domn polițist poate să confirme că odată mergeam pe stradă și doctor Barba era frică să nu atingă furnicile de pe de jos. Adică bă, tu ne înveți pe noi, deci nu știu, domnul agent, eu vă zic, tu ai grijă că poate te duci la răcoare cu el, ai înțeles? Domnul agent, îmi cer mii de scuze dacă v-am supărat sau ceva de genul, dar eu asta am spus, adică vă rog eu, verificați laboratorul exact, nu o să găsiți nimic la laborator, vă spunem sincer. Bă, băiatule, ia hai gata, lasă-ne să se concentrăm noi, închidem, e prioritatea noastră numărul 1 acum, ok, îmi cer mii de scuze, vă rog eu să-l găsiți, că avem foarte mare nevoie de el, că este un om apreciat în societate, da, și a salvat multe vieți și nu știu ce, avem foarte multă nevoie de doctor Barbă și să o găsim și pe soția mea, avem foarte multă nevoie. Știi ceva? Spuneți, vă rog eu, Valea, domn polițist, putem să vorbim puțin? Da. Bun, vă lăsăm să vă faceți treaba. Domn polițist, ce Doamne iartă-mă se întâmplă? Domn polițist, ăștia vor să-l aresteze pe doctor Barbă, trebuie să facem cumva, nu doar asta. Ce mai e? Mai e o problemă? Nu spuneți că mai e o problemă, vă rog eu. Mai am o veste să-ți dau, domn polițist, ce Doamne iartă-mă veste să mai dați? Ce mai putem să mai dați să fie atât de rău? Știi că Magdalena ce? Ce, o să poată să nască în orice moment, nu? Da, mai puteți să-mi amintiți asta de 100 de ori, să mă simt mai bine. Ți-am zis asta deja, da, mi-a spus asta. Ideea este că... Ce ăsta e un infractor? Stai acolo. Cei de la FBI, așa, care e treaba cu ei? Uite, e acolo. Nu o să o caute. Cum adică? Pe Magdalena? Nu o să o caute. Pentru că zic că ea nu este dispărută. Pardon, răpită. Păi stați puțin, domn polițist, că ea a fost răpită. Ei se ocupă doar cu răpiri. Ea a fost răpită, dar acum a murit răpitorul. Deci, practic, e dispărută. Dar cum adică? Adică ei vor să îl salveze doar pe doctor Barbă și pe ăla vor să-l aresteze. Mamă, trebuie să facem ceva. O să vreau să vorbești tu cu ei. Mamă, Doamne, iartă-mă, domn polițist, deci asta ar fi oribil. Deci, dumneavoastră, vă gândiți că dacă ei, să zicem, l-ar salva doar pe doctor Barbă, ar fi bine și așa, pentru că după doctor Barbă ne-ar ajuta să o salvăm pe Magdalena. Dar dacă ei îl arestează pe doctor Barbă, mamă, e oribil. Lăsați că vorbesc eu, o să mă duc eu să încerc să-i conving, băi și fete, că o să încerc să-i conving că... Că na, că acele poze sunt trucate. Domnii de la FBI, scuzați-mă, aici în spate, vreau să discut cu dumneavoastră în legătură cu o chestie. Putem să discutăm ceva, vă rog, deci vă rog, lăsați-mă, iar îți cauți prieteni, repede, deci, de fapt două chestii, prima chestie, vă rog eu, de ce nu o căutați și pe soția mea, vă rog eu, și ea a fost răpită, dar acum răpitorul ei a murit, vă rog eu, nu ne ajută cu nimic. În fine, noi nu ne ocupăm de dispariții. Bun, acum vă zic, pozele alea cu doctor Barbă sunt trucate 100%. Sunt trucate 100%. El n-ar face așa ceva niciodată. Vă rog eu să verificați autenticitatea pozelor. Vă rog eu să verificați, pentru că ăla este un hacker care 100% a făcut asta ca să atragă în loc să-l prindeți pe el, să-l prindeți pe doctor Barbă. El a vrut să tragă vina asupra lui doctor Barbă, care el n-are nicio vină, că el a fost răpit. Adică el este săracul de el. Ne ocupăm de răpire. Așa, dar nu l-arestați pe doctor Barbă, nu? Că el n-a făcut nimic greșit. Acelea sunt niște poze false. Mai ales după părerea mea. False, e bine să visezi tu. Vă rog eu să... Deci, eu sunt asistentul lui, știți și dumneavoastră. Eu nu l-am văzut niciodată să facă o chestie rea. Bă, știi ceva? Pleacă. Ok, îmi cer scuze. Ok, îmi cer scuze. Mamă, doctor Barbă. Marius, trebuie să dovedim că pozele sunt false. Dar nu sunt false. Că asta e cea mai mare problemă. Ia, ia, ce faci băiatul aici? Care e treaba cu tine? Domn polițist, cine e ăsta? Am auzit că zicea ceva de Andrei. Da, de hackerul Andrei. Hackerul Andrei e de vină. E un infractor, hackerul Andrei. Un infractor care a făcut mai multe chestii. Și efectiv l-a răpit pe doctor Barbă, un prieten de-al nostru. Care e treaba cu hackerul Andrei? Doamne, iartă-mă, băi, fete. Ia spune-ne, băi, infractorule. Deci ăsta ziceți că a dat un jaf să intre aici, na? Da. Îl cunosc. Știu că lucrează bine pe editat poze și 100% i-a înșenat asta doctorului. Nu este o
un scenariu, domnul infractor, domnul doctor chiar are mutanți în laborator, știu că poate pare șocant pentru dumneavoastră, dar trebuie să dovedim cumva că pozele sunt falsificate, nu știu. Da, dar pozele sunt fake. Păi da, spune-i tu asta, lasă-mă să demonstrez asta și în schimb îmi face setința mai mică. Wow, stai puțin, cum știi tu să demonstrezi asta? Ia stai. Cum poți tu să-i convingi pe ăștia de la FBI că pozele sunt fake? Că nu înțeleg. Ia zi. Am sursele mele, nu e prima dată când îi fraierez pe cei de la FBI. Domnul polițist, eu zic că putem încerca. De ce crezi că sunt după gratii aici? Ha. Cam șmecher infractorul. Ce credeți, domnul polițist, putem încerca asta? Haideți să vedem. Știi că tu ai 10 ani, deci tu ai 10 ani de închisoare. Domn polițist, eu zic să-i scădem 6 luni? Sau cât ziceți dumneavoastră? Cât ziceți dumneavoastră? Cât să-i scădem? 9 ani de închisoare. Deci, băi, dacă ne ajuți, de la 10 ani ai 9 ani. Doar 9 ani, ce ușurare. Exact, bun. Hai, zine cum demonstrăm totul. Și domn polițist o să se ocupe să ai doar 9 ani de închisoare. Perfect. Haide. Haide să vedem. Eram ironic, bătrâne. 2-3 ani și vă ajut. 2-3 ani! Mamă, domn polițist, vă rog eu să faceți cumva să îi reduce sentința. 7 ani e bine. Hai, bă, 5 ani. 5 ani, bă, omule. Nici ca noi, nici ca tine. 5 ani. 3 ani jumate. 5 ani. 4 ani jumate. 4 ani. Domn polițist, de ce a zis 4 ani? 4 ani, da. 5 ani. Deja a zis 4 ani. Bine, mă, 4 ani, bun, zi, bine, acum am bătut palma, bun. Deci domn polițist o să se asigure, dar asta, doar dacă îi convingi, da? Deci să nu fie vreo chestie de asta că încerci să-i convingi. Doar dacă îi convingi pe fraierii aia de la FBI că pozele sunt false. Doar așa. Dăm pozele și lasă-mă la calculator. Domn polițist, dați-i pozele, ia, hai, dați-i pozele. Bă, să nu faci mișcări bruște, băi, infractorule. Așa, ia să vedem. Aici e calculatorul, ai grijă la el, ai grijă să nu-l pornești, să nu-l pornești nu știu cum, că are probleme. Bun, stai acolo. Bun, hai că lăsăm, domn polițist, ce facem? Să avem încredere în ăsta? Sper să funcționeze. Băi, e singura asta variantă, băi și fete. Deci noi, dacă nu, tot 10 ani primește. Deci noi, băi și fete, am fi cei mai proști să ducem puște de la FBI la doctor Barbă și să-l aresteze pe doctor Barbă. Efectiv, n-am făcut nimica. Doamne, iartă-mă. Și ei nu vor, bă, frate, să o ajute pe Magdalena. Trebuie neapărat să găsim și pe Magdalena, facem tot posibilul. Bine, bă, mamă, da, mă, da, ce, de ce sunt atât de bucuroși? Domnul infractor, ați rezolvat? V-ați uitat pe poze? Ați făcut tot? Care-i treaba? A? Stai, ok, stăm. Aici se ascunde acest șoricel, știi vorba aia, mamă, poți fugi, dar nu te poți ascunde, FBI te găsește oriunde. Bună ziua, l-ați găsit pe doctor Barbă? Gata, știm, am terminat, știm unde e doctor Barbă. Hai să-l arestăm, hai să-l salvăm, pentru că e răpit acolo unde e. Este la magazinul de haine. Hai peste el. Ok, stați puțin, două secunde. Țineți-i de vorbă. Domnul infractor, haideți că ăștia de la FBI vor să plece, vă rog eu, ați terminat? Haideți, gata, bun, haideți, hai, și demonstrați-vă la ea, haide, rapid. Am examinat, bun, deci, domnii agenți, el, uite, am examinat cu atenție imaginea prezentată și am descoperit dovezi clare de falsificare. Deci, să vă spună și domnul infractor ce a descoperit pe pozele acelea, da? Unde a zis dumneavoastră că 100% sunt reale. Analiza detaliată a metadatelor și a scriptului din spatele fiecarei poze a relevat mai multe inconsistente. A lucrat pentru EVA, nu trebuie să devine infractor. Ce, mă? Deci ascultați-l, vă rugăm. Deci a zis bine. Mai exact, am identificat modificări în datele EXIF. Mamă, nu înțeleg nimic. Băi, merge mintea lui infractorul ăsta. Sper că ăștia să realizeze că nu doctor Barbie e problema. Care arată clar că imaginea au fost manipulate folosind software specializat pe cum Photoshop. Nu e treaba noastră, haideți după savantul nebun. Băi, ba da, este treaba voastră. Pentru că omul acesta, da, deci omul acesta o să dovedească faptul că doctor Barbă este, nu e om. Ba da, este om. E infractor. Și el este tot un om.
o să dovedească faptul că Dr. Barbă este un om, e un civil. Da, deci, zi mai repede și arată-ne exact ce. Haide, haide, băi, fratele, băi, fă-ți talentul, că dacă nu, 15 ani intră în închisoare. Hai. Hai zis, băi, și fede, dacă ăsta nu o să-i convingă, nu știu. Codul SOS asocia fiecare imagini cu sinonime de editare digitală neautorizată, ceea ce indică faptul că datele inițiale au fost alterate. Ma, îi merge mintea lui băiatul ăsta. Arătați-i, domnului frător. Ia dă-te, mă. Ma, mamă, mamă, mamă. Mamă, 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 mamă. Mamă, 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 mamă. Haide. Domnule agenți, aceste modificări sunt evidențiate în liniile 4 și 60 ale scriptorului unde parametrii administrativ și control stau valori anormale. Deci, domnul agent, ce ați... a scăpat de data asta. Bine, mă, bravo, mă, bravo. 3 ani. Pleacă, hai, pleacă. Bun. Bun, acum vom merge... să-l salvăm pe Dr. Barbă, da? Și să-l arestăm pe celălalt, pe hackerul Andrei, da? Hai, toată lumea să fie pregătită. Bravo, băi. Bravo, băi, șmechere. Bun. Deci, ați văzut clar că imaginele sunt falsificate. Bagă-l pe la celul ăla, așa. Bun. Haideți să mergem la magazinul de haine. Știu unde, mamă, magazinul de haine, departe, rău de tu, băi, și fete, acolo, după părinții mei. Deci, acolo este răpit el? Adică, dar cum? E la subsol sau ceva? Habar n-am. În fine, haideți la mașină. Puteți să veniți că vă conduc eu. Hai să vedem. Mișcă-te și nu mai pune întrebări. Auzi? Vezi că vorbește doamna agent cu tine. Ai grijă. Ai grijă, băi. Dacă tot știm deja... Hai, colaborăm aici, da? Locație exactă și tot. Ce? Te descurci singur de aici. Ia auzi, băi, băiatule. Hai. Hai, devină. Doamna agent. Da? Hai, te descurci singur. Vine aici. Bine, Valea, haideți, veniți cu mine, bumbă, și fete, haideți că ăla a reușit să-l convincă pe ăla că Dr. Barbă de fapt nu e un infractor. Haideți, veniți să mergem la magazinul de haine. Perfect. Domnul agent, deci vă rog eu să-l arestați pe hackerul Andrei, că e rău, rău de tot. E cel mai rău hacker, cel mai rău infractor. N-aveam nevoie de aia oricum. Cum spui tu, domnul agent? Bun, haideți să mergem, băi și fete, la magazinul de haine. Dar nu știu, gen, cum adică ăla a fost răpit în magazinul de haine, Dr. Barbă? De ce l-a dus fix acolo? Adică, poate l-a dus la subsol sau ceva de genul, că altfel nu-mi explic. Bun, băi și fete, am ajuns în locul unde este magazinul de haine din oraș. Doamne, iartă-mă, dar cum poate să fie Dr. Barbă aici? Uitați, domnul agent de la FBI, aici... Bă, Dr. Barbă chiar e aici! What? E la subsol? Ce, doamne, iartă-mă! Mâinile sus, doamna văzutoare! Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Agent, nu contează numele meu, de la FBI. Vă rog frumos, spuneți-mi de ce aveți un om închis în acest magazin. Corect! De ce e un om în subsol acolo? Gata, ce om închis? Doamnă, cum adică ce om închis? Este un om chiar acolo? Ia uitați-vă în dreapta, că se vede numele lui. Este un om închis jos acolo, la subsol. Lucrează acolo. Lucrează. Eu zic că nu lucrează. Ziceți-mi, doamnă, cum de aveți un om în subsolul dumneavoastră? A? Construiește ceva, gata, spuneți adevărul, doamnă, spuneți adevărul, care-i treaba? Nu plângeți, spuneți-mi ce caută omul ăla în magazinul dumneavoastră, a? Spuneți-mi, ziceți, ce caută omul acolo? Haideți să vă explic cum stă treaba, știu că ați luat minte de la un individ pe nume Andrei, a? Ia spuneți. Păi doarme, ce să doarmă? Și că probabil acest individ a venit cu domnul din subsol, v-a amenințat, n-ați putut să-l refuzați, corect, doamnă, nu mai plângeți. Nu e adevărat, doarme acolo. L-am lăsat eu să doarmă acolo. L-ați lăsat dumneavoastră? Ia, ce-i incestul ăsta? Hopa! Domnii! Domn polițist, ia uitați-vă aici, domnul agent. Ia, uitați-vă incestul ăsta. Hopa! Ce e acolo? Cumva ați primit mită? Aha! Ziceți adevărul. Ce s-a întâmplat? Ați primit mită de la un domn pe nume Andrei? Cu față de Anonymous? Cu mască de aia de hacker? Aha, am înțeles. Era greu să ziceți adevărul? Da, de la el. Îmi cer scuze. Vă cereți scuze. Știți unde e în momentul de față? Spuneți-mi, știți? Trebuie să-l găsim și pe nenorocitul ăla, știți? A? Nu știu. Aha. Doamne, iartă-mă. Ia, staff only. Hai să-l salvăm pe Dr. Barbă. Domnul agent, veniți aici să-l salvăm pe Dr. Barbă. Veniți aici, vă rog. Subsolul. Domn doctor. Dr. Barbă. Dr. Barbă, ce faceți aici, mă, Dr. Barbă, mă, ce faceți?
Scoateți-mă de aici, îl omor. Păi da, chiar acum o să vă scoatem și nu omorâți pe nimeni, doctor Barbă, că e domnul agent FBI aici. Haideți repede sus, haideți sus, că e domnul... e domnul de la FBI, am venit să vă salvăm că sunteți un doctor cu demnitate și nu știu ce. O, să știți că n-am făcut nimic, domnule. Ce a zis? Mai repetați o dată. A zis că cum îi spune, citea dintr-o carte că este un om cult. Ați mai făcut crime până acum? Nu vreți așa ceva? Niciun caz nu s-a întâmplat. Haideți, doctor, bă, sus, gata. Mergeți, mergeți. Așa, domnul agent, băi, doctor Barbă, așa, doctor Barbă, ce domn iartă m-ați făcut, cum l-ați lăsat pe ăsta să vă răpească, lăsați că vă zic eu mai multe chestii imediat, stai să vedem ce face asta, e totul bine, nu trebuie să te panichezi, da, calmează-te, deci, domnul agent, acum că, aici s-a terminat treaba mea, nu, deci, acum că l-am salvat pe doctor Barbă, domnul agent, vă rog, eu trebuie să mă ajutați să o salvez și pe soția mea, Magdalena, și ea este răpită tot de gruparea care l-a răpit pe doctor Barbă. Și domnule polițist, să vă ocupați de doamna vânzătoare să luați declarații. Vă rog eu, ajutați-mă, vă rog eu, ajutați-mă să o salvăm pe soția mea, pe Magdalena. Nu sunt dovezi. Dovezi că ce? Nu vă pot ajuta. Vă rog eu, domn polițist, vă rog, dacă nu-ți dovezi, nu vă ajut pur și simplu la obiect, dar ea acum e dispărută. E dispărută. O zi bună. Doamne, iartă-mă. Deci, doctor Barbă, să vă explic ce s-a întâmplat. Cât timp dumneavoastră ați fost răpit, eu cu domn polițist am făcut un plan foarte, foarte bun și am reușit să-l omorâm pe Cezar. Da? Deci Cezar este mort, doctor Barbă. Dar avem o problemă și mai mare. Nu știm unde este Magdalena și domn polițist are niște date de la un spital că acum câteva zile Cezar s-a dus cu Magdalena la spital și Magdalena poate să nască în orice moment. Și noi nu știm unde e, doctor Barbă. E oribil. Mai bine nu-l omoram pe Cezar, că măcar puteam să ajungem la Magdalena cumva, dar n-avem nicio șansă să o găsim pe Magdalena. Voi vă dați seama. Deci, domnul doctor Barbă, nu avem nicio șansă. Barbă, ce ne facem? Aveți dumneavoastră vreun plan sau ceva de genul? Normal că am un plan. Haideți să vă zic. Haideți să mergem. Haideți că o să ne ziceți în mașină. Haideți să mergem către laborator. Spuneți-ne mai exact care-i treaba, domn doctor Barbă. Doamne, iartă-mă. Deci, noi habar n-avem care-i treaba. Trebuie cumva, condutul că n-am încredere în Barbă, da, trebuie cumva să găsim... Cât timp o să-l găsim pe Andrei? Păi, acum îl caută. O să mă ocup de el. Știi ce zic? Da, doctor Barbă. Noi acum, gândiți-vă ce facem, o să mă ocup de el. Știi, poc. Lăsați asta. Noi acum trebuie să o găsim pe Magdalena. Deci, nu știu. Cezar e mort. Nu mai putem, într-un fel, nu mai putem să îl urmăm pe Cezar, să îi urmăm urmele lui, pentru că e mort. V-ați gândit că Cezar ăsta probabil a ajuns în oraș cu o mașină? Da. Haideți să căutăm, poate găsim ceva indicii. Da, corect, ia stai, poate putem să găsim mașina lui ăla. Eu știu ce culoare are, vă mai aduceți aminte când a plecat de la casa mea cu Magdalena? Are culoarea aia galbenă. Dar unde poate să fie? Este așa un galben deschis. E galben, nu? Da, un galben deschis. Aici, în parcarea asta, mai e o parcare aici, în stânga, ia să vedem. Hai să căutăm pe lângă casă. Pe la marginea orașului. Și eu zic că e pe la marginea orașului, că poate a abandonat-o undeva sau ceva de genul. Dar ia stați, cam cât de departe ar putea fi? Stați, doctor Robă, că aici pe stânga e o parcare. Dacă nu e aici, mergem la marginea orașului. Adică de unde am plecat. Uite, nu e aici. Este o mașină așa galben. Uite, deci nu e galbenul ăla. Nu e asta, nu. E un galben mai deschis. Nu e asta, nu. Ce ne facem? Nu știu, haideți să începem căutările. Deci, ideea lui doctor Orba a fost foarte bună. Să găsim mașina lui Cezar ăsta ca să ne dăm seama cum a ajuns aici și de unde a plecat. Da? Unde a mai fost, unde chestii de genul, știi, zic. Haideți să mergem la marginea orașului. Marginea orașului e chiar de unde am plecat. Da? Aici, lângă casa părinților mei. Și să vedem dacă vom găsi ceva, băi, și vede. Ar trebui să găsim mașina aici, așa este, mai ales pe stradă sau în parcări, nu e. Domn polițist, dacă nu o să o găsim nici aici, va trebui, nu știu, să vă duceți la secția de poliție, să vă uitați pe camere de supraveghere, să nu știu ce, să reluăm așa filmul, știți ce zic? Ok, hai să vedem unde și-a lăsat nenorocitul ăsta mașina.
Ok, hai să ne oprim pe aici. Deci, doctor Barbă, mergeți dumneavoastră în stânga, da? Domn polițist, mergeți în față. Doctor Barbă, în stânga mergeți, în partea aia, acolo e stânga. Domn polițist, mergeți în față și eu merg în dreapta. Și hai să căutăm. Ce domnul altă mă, tu se aude? Se aude ceva pe aici. Bun, haide. Bine, ne vedem aici. Doctor Barbă a luat-o prin dreapta, i-am zis să o ia prin stânga. Da, mă, băi și fete. Am găsit-o! Am găsit-o! Oh my god! Oh my god! Domn polițist, doctor Barbă, stăteți aici? Era chiar acolo. Domn polițist, doctor Barbă. Domn polițist, am găsit-o! Doctor Barbă, stăteți aici? Ia uite-ți acolo pe doctor Barbă. Doctor Barbă, am găsit-o. Am găsit. Doctor Barbă. Am găsit mașina. Da, haideți. Am găsit mașina, mamă, deci acolo era abandonată. Ia să vedem. Da, mă, uite aici, oh my god. Oh my god. Ok, mai are benzină. Da, mai are. Ia, și în portbagaj ce are? Mamă, ce e asta? Frânghie! Gratii! Oh my god, bă! Mamă, dacă are... Bă, deci uite-vă ce are aici. Dacă are frânghie și gratii, mamă, asta înseamnă că Magdalena e ținută undeva, undeva e legată, mamă. Mamă, băi și fete. Mamă. Doctor Barbă, dumneavoastră puteți să vă uitați la numărul de matriculare de aici și să de pe spate și să vă uitați pe cameră, vă rog eu. Haideți la laborator să ne uităm pe cameră, vă rog eu, doctor Barbă. Trebuie să aflăm exact traseul acestei mașini. Cred că asta e singura variantă. Haideți să mergem neapărat la laborator. Deci, băi și fete, nu avem altă variantă. Spuneți-mi mie dacă există altă variantă. Trebuie să ne uităm pe camere, pe traseul acestei mașini, da? Și să ne dăm seama de unde a plecat până când a ajuns aici, da? Să dăm tot așa în spate. Și așa o să ne dăm seama de drum și 100% odată și odată o să dăm și de locul ăla în care o ține ascunsă pe Magdalena, mamă, dar băi, deci mă simt așa că nu știu dacă Magdalena e bine sau ceva. Barbă? Da. Domn doctor Barbă, puteți verifica dumneavoastră sau chemați alți hackeri care se pare că fac numai prostii? Verific eu. Poate să știți, băi și fete, că la început, când doctor Barbă a început să se uite pe calculatoare și cu hackeri și cu astea, nu prea se pricepea, dar acum chiar a început să se priceapă, fie vorba între noi. Nu știu ce să zic, domn polițist, nu prea se pricepe nici acum, Marius. Domn polițist, eu zic că doctor Barbă chiar se pricepe și chiar face o treabă foarte, foarte bună. Eu așa zic, acum nu știu. Nu știu care e treaba, dar eu zic că noroc are hackerii. Eu zic că și el știe puțin care e treaba. Haideți să mergem cât de rapid se poate la laborator. Mamă, fraților. Deci dacă Magdalena pățește ceva, Doamne, iată-mă, cum o să le spun copiilor când iau de la școală? Cum o să pot să le spun chestia asta, man? Doamne, iartă-mă. E real. Sper să o găsim, Barbă, care sunt șansele? Doctor Barbă, ar trebui să o găsim, nu? Adică bănesc că sunt șanse destul de mari dacă facem ceea ce am spus eu. Trebuie să verific camerele. Ok, haideți, doctor Barbă, haideți rapid. Mamă, man, haideți. Trebuie să o găsim pe Magdalena, man. Vino, doctor Barbă. Uitați aici și stați acolo. Domn polițist, lăsați-o pe doctor Barbă să se uite acolo pe camere. Deci trebuie să aflăm unde a fost mașina asta înainte. Asta trebuie să aflăm. Unde a fost mașina înainte? Domn polițist, dumneavoastră, așa, dacă stau să vă întreb, care credeți că sunt șansele să o găsim pe Magdalena și să reușească și să nască la spital? Bă, ce se tot aude? Se au chestii ciudate. Eu nu prea am văzut-o pe camere. Nu știu ce să zic, sper să o găsim. Și șansele care credeți că sunt? Să o găsim și să... 50% și să nască și la spital sau poate să o ajute un doctor. Marius, chiar nu știu. Trebuie neapărat să găsească Barbă. Domn doctor Barbă? Ați aflat unde a mai fost mașina asta? A? Ați aflat ceva? Un minut, ok. Ok, un minut, stai. Mama, am emoții. Și dacă nu o să mai găsim, domn polițist? Și dacă nu o să o găsim? Ba da, trebuie să o găsim. O să o găsim, trebuie să o găsim. Nu are cum să nu o găsim. 100% trebuie să facem asta. Ai încredere, am încredere.
Doctor Vorbă? Ați aflat ceva? Perfect! Ok! Spuneți-mi care-i treaba. Cezar a fost ultima dată la benzinărie. Ok. Și ce a făcut acolo? Gen. Adică ultima dată înainte să își... să-și abandoneze mașina și a cumpărat o bandă adezivă pe care am găsit-o noi în mașină. Ah, deci de acolo și-a cumpărat toate chestiile alea, frânghia, gratile, toate alea, sârma aia. Haideți rapid la benzinărie să luăm, să luăm văzătorii la întrebări. Poate aflăm ceva, haideți. Mamă, băi, și uite, ok, deci ăla s-a dus la benzinărie și a... cum îi spune, a cumpărat chestiile alea cu care probabil o ține legată pe Magdalena undeva. Dar acum, nu știu, sper să aflăm ceva și de la vânzătorii aia de la benzinărie. Imediat ajungem la benzinărie, băieți și fete, dar, doctor Barbă, eu nu știu dacă ăștia de la benzinărie, angajații de aici, pot să știe multe chestii despre ce ăla, pentru că, na, ăla a venit, a cumpărat ce a avut de cumpărat și atâta, știi ce zic? Adică, nu cred că care mai multe. Marius, deci, nu știu că... gen, dacă un angajat ar avea mai multe detalii sau nu. A cumpărat o frânghie, 100%. Păi da, trebuie să fie ceva ciudat, să fie remarcabil. Bă, probabil, da, dar nu știu dacă o să ne poate să ne ajute în căutarea Magdalenei. Bună ziua! Bună ziua! Am venit și aici, suntem... Aoleu, doctor Barbă, calmați-vă, calmați-vă. Bun, deci, domnilor, vrem să discutăm cu dumneavoastră despre un client pe care l-ați avut zilele trecute, pe nume Cezar. Îl știți pe Cezar? Da? Ok. Este acel client care a cumpărat frânghie, lanțuri, chestii de genul. Da. Știți și de ce le-au cumpărat? Știți? Da? Bă, de știți de ce le-au cumpărat? De ce le-au cumpărat, mă? De ce le-au cumpărat, a? Ha? Cum adică știți? Bunicul lui, what? Locuiește într-o pădure. Stai, asta v-a zis el? Că bunicul lui locuiește într-o pădure și ne-a rugat să-i facem rost de niște lanțuri. Da, domnilor, ca să lege căței, promitem că asta. Da, domnilor, vrem să vă spunem că de fapt nu. Cezar ăla este un infractor, un criminal care a răpit o femeie. Și voi ați fost complici în momentul în care i-ați dat aceste materiale ca să răpească acea femeie. Dar i-am făcut rost și le-am vândut. Nu, el nu are niciun bunic care stă niciunde, nu. Probabil a folosit acele materiale ca să răpească o femeie și asta a făcut. Ne pare rău, dar noi avem de unde să știm, n-am fost complici direct. Ok, stați puțin. Trebuie să ne ziceți pe unde a luat-o și unde e casa lui bunicul ăsta lui sau care-i treaba. Spuneți-ne, știți? A? Barbă, doctor Barbă, liniștiți-vă. Te rog, nu ne face rău. Ne pare foarte rău, dar chiar nu aveam de unde să știm. Am înțeles, spuneți-mi unde s-a dus el. Știți unde s-a dus el? Știți unde este această casă a lui bunică-su care are nevoie de nu știu ce? Nu aveți nicio idee, men, nimic? Doamne, iartă-mă. Doctor Barbă, nu dați foc la magazin. Domn polițist, ce doamne, mă, nu știu, men. Nu știu nimic, vă rugăm, nu ne omorâți. Nu vă omorăm. Să le explodăm benzinăria, nu. Domn polițist, ce facem? Pur și simplu... N-avem cum să dăm de Magdalena. Cum dăm de Magdalena? Bine, băi, hai că plecăm. Haideți, doctor Barbă. Lăsați-mi în pace. Veniți aici. Găsim noi o pistă. Doamne, iartă-mă. Trebuie să mă duc imediat să iau și copiii de la școală. Chiar acum va trebui să mă duc să iau de la școală. Veniți aici, băi, vă rog eu, hai. Domn polițist, veniți aici. Doamne, iartă-mă. Domn polițist, ce ne faci, man? Băi, nu există nicio legătură cu Magdalena. Nu o să o găsim niciodată, bă, fraților. Bă, niciodată nu o să o găsim. Nu fi supărat, o să o găsim, îți promit. Haideți că vă las asistenții și la laborator și după mă duc să iau copiii de la școală. Nu știu cum să le zic copiilor, băi și fete, că mama lor încă nu a fost găsită. Izabela, Răzvan, haideți în mașină să mergem acasă. Cum a fost astăzi la școală? A fost bine? Ai găsit-o pe mama? Deci suntem în proces. Momentan nu. E acasă? E totul bine? L-am găsit pe doctor Barbă și încercăm să o găsim și pe Magdalena. Zim că e acasă. Nu e, din păcate. Da, mă, dar asta e fals. Când o găsiți? O să o găsim în curând. E acasă 100%, sunt sigur.
Răzvane, nu vreau să fii dezamăgit, adică chiar nu glumesc cu chestiile astea, nu, din păcate nu am reușit să o găsim. Așa că și eu că e acasă, da mă, da, ne-ai promis e acasă. Acum, gen, o să o găsim în curând, în curând o să găsim copii, în curând. Să vezi și ne jucăm cu mămica. Nu, deci o să o găsim în curând, momentan nu este acasă, dar o să o găsim în curând. E acasă. Copii, nu este acasă, din păcate, chiar nu vreau să vă întristez, dar nu este acasă. De-abia aștept să o văd, vă rog să coborâți. Nu este, după cum puteți vedea, nu este acasă. Mami, din păcate nu este, dar o să fie. Izabela, scumpă, te rog să nu plângi, vino în sufragerie, că vreau să discut ceva cu voi. Unde ești, mama? E sus? Nu, din păcate Răzvan nu este sus. Nu este, din păcate. Te rog să fii jos, Răzvan. Veniți aici pe canapea pentru că vreau să discut ceva cu voi. Izabela, scumpă, te rog să stai aici jos. Răzvan și tu la fel. Unde e mama? Ne-ai promis. Așteaptă puțin, Răzvan, că o să fie găsită. Stai aici. Deci am reușit. Cei de la FBI au reușit să-l găsească pe Dr. Barbă, însă nu au vrut să o caute și pe mama voastră. Pentru că, din câte spun ei, ea este dispărută, da? Și ei nu se ocupă cu dispariții. Ei se ocupă cu criminal, cu nu știu ce, ea e dispărută. De ce să nu o caute și pe mama? Însă, Dr. Barbă acum o caută, da? Și o să fie totul bine și chiar dacă nu o găsește, chiar acum o să mă duc eu. Mamă, băi și fete, unde să mă duc? Să mă duc în Red City, acolo, cred că acolo o să mă duc, unde au spus... Hackerul, doctorul Babu, că a văzut-o. Păi să o găsească mai repede. Domnul polițistă cu mâine sunt, ce face? Nu, și el o caută, și el o caută. Deci, copii, ca să vă calmați, eu zic să vă duceți în cameră, haideți, veniți cu mine, vă rog. Să vă duceți în cameră, da? Și stați liniștiți că imediat nu mai vorbi cu mine. Imediat o să o găsim. Până când nu te ții de promisiune. Intră în cameră. Bun. Deci, băi și fete... Da, trebuie să o găsesc pe Magdalena. Oare unde e? Oare e în Red City? Cine știe, trebuie să mă duc undeva, man. Trebuie să o găsim pe Magdalena. Domn polițist, doctor Barbă, ce faceți aici? Care-i treaba? Ați aflat ceva? Marius, rapid, ce? Hai de la secție, da, ce ați aflat? Ați aflat ceva despre Magdalena? Avem o singură opțiune. Despre ce e vorba? L-au adus ăia de la FBI pe Andrei. L-au găsit pe hackerul Andrei, care l-a răpit pe Dr. Barbă la secție. E la închisoare pentru puțin timp. Trebuie neapărat să-l convingem să ne zică unde e Magdalena, mamă, dar chiar. Păi și credeți că avem vreo șansă, domn polițist, să-l convingem pe nenorocitul ăla? Că e un criminal. De ce ne-ar spune? Neapărat, da, Marius. Soția lui Andrei a născut acum un an. Poate are milă. Bun. Haideți la mașină și haideți să mergem, băi și fete. Mamă, deci asta e singura noastră variantă. Să-l convingem pe hackerul Andrei să ne zică unde este ținută Magdalena. Să o găsim cât mai rapid, băi și fete. Și credeți dumneavoastră, domn polițist, că ăla chiar o să ne zică? Adică credeți că o să aibă milă? Bă, până la urmă e un infractor. Ăștia n-au milă, domn polițist. Da, Marius, trebuie. Eu știu că ar trebui să aibă milă. Nu avem altă opțiune. E de negăsit. Da, știu că nu avem altă opțiune, dar chiar sper să reușim. 100% are ceva în legătură cu Magdalena. Asta 100%! 100% el știe unde e Magdalena. Dar să ne și zică, ia ce faci acolo. Ia stai, uite, vorbești cu agentul de la FBI. Explică cum ai făcut poza aia, că sunt curios. Domnul hacker, vă rog eu, spuneți-mi unde este Magdalena. Vă rog eu, spuneți-mi unde este Magdalena, vă rog. Știu că știți unde este, vă rog. Spuneți-mi unde e Magdalena. Spuneți-mi unde e Magdalena, vă rog eu, domnul hacker. Vă implor, spuneți-mi unde este soția mea și o să... Nu pot. Cum adică nu poți? Cum adică, bă, omule, băi, spuneți-mi unde e Magdalena. Hai, domnule, spune-ne, ai și tu suflet. Soția ta acum un an a născut. Doamne, iartă-mă. O să ai o pedepsă mai ușor dacă ne zici. Te rog, spune-ne exact... Domn polițist, nu vrea să ne spună, domn polițist. Nu vrea să ne spună.
Uite, stă cu spatele și nu vrea să ne zică. Dar și eu zic să-l omorâm. Da. Barbă, da, vezi că e cineva în spatele tău, băi, ăsta. Așa, doctor Barbă, domn polițist, haideți că eu, mă anunțați dacă mai e ceva, dar văd că nu se poate, nu știu, băi și fete. Cred că cam atât a fost între mine și Magdalena, nu cred că o să mai găsesc vreodată, nu avem absolut nicio șansă. Vă mulțumesc, da. Nu cred că avem nicio șansă. Cred că acum, băi și fete, ar trebui... Cred că n-ar mai trebui să tragem așa de timp în ceea ce privește această dispariție a Magdalenei și mai ales în ceea ce privește anulării faptului că trebuie să le spunem copiilor că mama lor nu o să se mai întoarcă, probabil. Pentru că n-avem cum să o găsim, băi și fete. Nu avem cum, nu avem nicio șansă. Trebuie să le spunem și copiilor, până la urmă, nu? Doamne iartă. Asta e, băi și fete. Va trebui să acceptăm ideea că Magdalena a fost răpită și niciodată nu o să o mai vedem. Niciodată nu o să mai vedem. Săraca de ea, bă, fraților. Ia, ce? Doctor Barbă, domn polițist, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Marius, vino, rapid, ce? Ce? Ok, stați cu mușoc. Care-i treaba? Vrea Andrei să vorbească! Pe bune? Pe bune că vrea să vorbească? Da! Doctor Barbă, mamă! Mamă, băi, și fete, mamă, poate o să o găsim pe Magdalena! Mamă, poate chiar o să o găsim pe Magdalena, ești nebun? Nu vine să cred! Mă, sper să o găsim! Dacă o să găsim, o să fie cea mai fericită zi din viața mea! Mamă, mamă, mamă! Dar ce l-a făcut să... Cum îi spune? Ce l-a făcut să facă chestia asta? Că el n-a vrut la început. N-a vrut să vorbească. Marius, ziceți, domn polițist, nu merge mașina. Haideți, vă rog eu. Hai să meargă. Nu mai am benzină. Aoleu. Haideți să luăm pe jos. Haideți. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă, mă, bă. Bă, sper ca Andreea la băieți și fete să nu-și bată joc de noi, gen. Să ne pună doar așa pe drumuri ca să facă caterincă de noi. Sper să nu fac asta. Unde e? Aici trebuie să fie, nu? Salut. Andrei, spune. Spune. Mi-a spus polițistul și doctor Barbă că tu vrei să ne spui unde e Magdalena. Ce te-a făcut să vrei să zici chestia asta? Da, vreau să vorbesc cu tine. Ok, spune. Hai că intru cu tine în celulă, să știi că n-am nicio treabă. Spune orice, te rog eu. Spune-te-o. Băi, gata. Magdalena e ascunsă. Unde? Unde e hackerul? Unde? În pădurea din stânga parcului zoo. Ok, știu unde e asta. Și o să vedeți o lumină care duce în pământ. Unde e Magdalena? Acolo a lăsat-o nenorocitul? Ok. Ați auzit, domn polițist, trebuie să mergem neapărat acolo. Neapărat trebuie să mergem acolo. Auzi, dar tu, îmi pare rău, dar există o persoană care mă amenință. Ok, până și în acest moment. Ce persoană? Cine te amenință? Ce mai bun prieten al lui Cezar. Și bănesc că vrei să... Gen, ce vrei să facem pentru tine? Chiar dacă e în închisoare... Domn polițist, trebuie să-l ajutăm și pe ăsta cumva, dacă el vrea să ne ajute. Chiar dacă e în închisoare și o să-ți omoare soția mea. O să omoare pe soția ta? Mamă, păi atunci trebuie să te ajutăm. Trebuie să trimiteți ceva, protecția martorilor, domn polițist. Îți mulțumim de informații, vă rog să aveți grijă de familia mea, o să avem. Haide să mergem, haide. Haide, domn polițist. Mamă, ia să vedem. Mașina asta are ceva? N-are. Nu. Haideți. Haideți să mergem atunci pe jos. Deci, o spus că este în partea stângă a parcului zoo. Ia stai. Văd că o fac să funcționeze. Ok. Haideți. Mamă, băi și fete. Mamă, dacă o găsim pe Magdalena, trebuie neapărat, instant, să o ducem la spital. Domn polițist, ați reușit? Bun, perfect, haideți. Deci, mergeți în față și după faceți stânga.
Trebuie să fie în partea stângă a parcului zoo. Mergeți, mergeți. Mergeți, mergeți. Doamne, iartă-mă. Ok. Mamă, băi și fete. Sper să o găsim. Dar n-are cum, trebuie să o găsim. Sper să o găsim pe Magdalena și sunt sigur că o să o găsim acolo. Trebuie să o găsim cumva. Nu are cum să nu o găsim. Haide, haide, haide. Stânga, stânga. Ok. Lăsați aici. Lăsați aici, parcați undeva. Deci trebuie să găsim o lumină și ceva. Deci în partea stângă. Deci în partea asta, după casa asta, undeva pe aici ar trebui să fie. În pădurea asta. Opa. Oh my god! E aici! E aici, domn polițist! E aici! Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Haideți, haideți rapid, haideți rapid, haideți rapid, haideți rapid! Oh my god, am găsit-o pe Magdalena! Magdalena! Magdalena, ce faci? Ce faci, Magdalena? Ajutor, mă doare burta! Aoleu, aoleu, Magdalena, trebuie neapărat să te ducem, neapărat trebuie să te ducem la spital! Aoleu, aoleu, Magdalena, haide rapid, 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 rapid! Rapid, haide, haide, spargeți aici, spargeți, spargeți, spargeți! Aoleu, aoleu, trebuie să spargem! Trebuie să spargem, băi și fete, și să... și să ducem ajutor, burta mea! Magdalena, stai niștită, știm că... știm că probabil o să naște acum, văd că ți-a crescut și mult burta, trebuie neapărat să mergem la spital, trebuie neapărat să mergem la spital, neapărat. Stai, mai îndură puțin, scumpă, mai îndură puțin, haideți, 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 haideți să spargem, să spargem ăsta. Doamne, man, mamă, sper să fie totul bine. Haide, 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 Magdalena, haide, 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 vino, 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 vino rapid, mergem sus. Magdalena, tu stai în față, trebuie să mergem neapărat la spital. Neapărat trebuie să ajungem la spital, băi și fete. Magdalena, scumpă, mai rezistă puțin. Mai rezistă puțin și o să fie totul bine. Stai miștită. Stai că, uite, parcăm aici rapid. Bun, haide, 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 haide. Dă-te jos, Magdalena, încetișor, încetișor. Haide, încetișor, încetișor, încetișor. Bun. Doctor Barbă, bănesc că trebuie să găsim un salon în care să nască, nu? Haide, haide, hai, haide, 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 Magdalena, încetișor, încetișor. Încetișor, încetișor. Doctor Barbă, ce faceți cu pistolul ăla? Doctor, doctor Barbă, ce faceți? Mam, mam. Doctore, doctore, trebuie să ieși afară, trebuie să ieși afară, este o urgență, este o urgență, omule. Magdalena, intră înăuntru, intră înăuntru, du-te acolo după cortină, Doamne, iartă-mă. Ce naiba asta, ajutor? Poți să pleci, omule. Poți să pleci, zi faină, pa, pa. Domn polițist, credeți că... credeți că o să fie totul bine? Acum, doctor Barbă o să ajută pe Magdalena să nască. Și eu sper la fel, sper să fie totul bine. A trecut o oră, băi și fete, deci nu mai pot de emoții, nu mai pot de emoții. Doctor Barbă! Doctor Barbă! Cum e situația? Marius am o veste proastă. Oh, nu, ce veste proastă? Ce s-a întâmplat, doctor Barbă? S-a întâmplat ceva? O veste extrem de proastă, mamă! Mamă, mamă, ce s-a întâmplat? De ce o veste extrem de proastă? S-a întâmplat ceva? Ce s-a întâmplat? Oh my god. Cu care va trebui să trăiești toată viața. Mă, doctor, mă spuneți-mi o tată, mai faceți așa, ce s-a întâmplat? Doamne, iartă-mă. Dacă până acum, în familia voastră, mamă, de ce vorbești așa încet? Spuneți-mi, doctor Barbă, dacă până acum în familia noastră băieții și fetele au fost egali, din păcate, din păcate ce? Acum voi băieții, noi băieții ce? Sunteți în inferioritate numerică. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că Magdalena tocmai a născut o fetiță. Pe bune? Doctor Barbă, pot să o văd? Pot să o văd? Mulțumesc, domn polițist! Oh my god! Magdalena, scumpă, ești bine? Oh my god, băi și fete! Magdalena, scumpă! Ue, ue, ue! Bă, băi și fete, oficial! Avem o fetiță, Magdalena, scumpă! Avem o fetiță! Mamă, ce ochi frumoși are! Are ochii portocalii, mamă, băi și fete! Mamă, ce o frumoși are! Scrieți la comentarii cum ar trebui să o cheme, băi și fete! Cum să-i punem numele acestei fetițe? Eu aș vrea, sincer, Lorena. Magdalena, tu ce spui? Lorena e un nume frumos? Tu ce nume ei pune?
Da, este frumos. Mamă, băi, și fete. Doamne, avem o fetiță.